Dragă mamă cerească, Regina cerului, Regina păcii, mulțumesc Sfintei Trăim și sunt foarte recunoscătoare că încă ești aici prezentă cu noi pe pământ să ne ajuți, să ne mijlocești foarte multe haruri, să ne înveți, să ne îndrumi, să ne călăuzești și să ne aperi de toate cursele celui rău. Dragă mamă cerească, te iubesc foarte mult și îți sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine și pentru întreaga omenire. Și eu sufăr împreună cu tine de toate răutățile de recunoștința oamenilor, de toate răutățile, păcatele și bazocurile față de Iisus, Mântuitorul și Salvatorul sufletelor noastre. Dragă mamă, sunt foarte tristă pentru că răutatea a ajuns la cote maxime și în sufletele oamenilor încă nu s-a deschis dorința sinceră de căință, de iubire sinceră față de aproapele. Dorința de a face bine semenilor, de a fi exemple, de a fi cum ne-ai transmis de atâtea ori, apostolii mei dragi, fiți brațele mele, picioarele mele, în această lume rea și întunecată. Spre frații voștri, ajutați și pe ei, ca să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească și să-L accepte pe Fiul meu. Și să se gândească foarte bine la mântuirea sufletului, la fericirea veșnică. Dragă mamă, ai dori să-mi transmiți ceva mie sau țării mele sau omenirii? Draga mea copilă, iubită, da, ai văzut și ai simțit că plâng într-una, sunt foarte tristă și rănită. Eu împreună cu Fiul meu cel drag și cu Tatăl Ceresc suferim foarte mult din cauza că oamenii, în loc să aleagă iubirea, în loc să aleagă fericirea veșnică, în loc să aleagă pacea, în loc să aleagă binele, ei aleg răul. Nu vor să se deschidă harurilor. Au sufletele foarte întunecate și dominate de rău. Noi nu mai putem face nimic. În ciuda tuturor sacrificiilor, a tuturor harurilor, oamenii tot nu s-au convertit pe deplin, tot nu și-au deschis sufletele, tot nu-L iubesc sincer pe Fiul meu și sunt recunoscători Tatălui Ceresc, pentru că sunt aici să vă ajut. Nu mă iubesc, nu mă acceptă copila mea. Foarte puține suflete mă iubesc sincer, doar cele care ascult și îndeplinesc cerințele mele de a posti, de a face binele, de a iubi, de a ierta și de a-și ajuta frații necondiționat, de a fi exemple în iubire, în bunătate.
iubirea mea. Te rog, ajută semeni cât poți, cum poți. Transmite toate mesajele. Transmite și acest mesaj. Eu, Maria, mama voastră cerească, Regina Păcii și a Cerului, vă aștept acum, copiii mei dragi, veniți la mine, veniți, acceptați-l pe fiul meu, acum, vă rog din suflet, gândiți-vă la sufletul vostru, gândiți-vă la fericirea veșnică, gândiți-vă că viața e scurtă pe pământ și se poate termina într-o clipă, totul se poate dărui. Gândiți-vă că sufletul vostru este foarte prețios. Gândiți-vă foarte bine, pentru că nu mai este timp. Acum decideți. Faceți pace cu Dumnezeu. Faceți pace cu semenii. Salvați-vă sufletele de la osânda veșnică. Din nou vă implor, dragi mei copii. Eu, foarte curând, îmi voi lua rămas bun. Dacă acum nu vă deschideți inimile și nu vă căiți sincer de păcate și nu doriți să ajungeți în rai, nu veți mai avea șansă, pentru că sunt pe cale să se desfășoare foarte multe evenimente drastice în toată lumea. Timpul de har este pe sfârșit, timpul lui Lucifer primit de la Tatăl Ceresc, cei 100 de ani de domnie se termină. Și începe pedeapsa lui Dumnezeu și toate catastrofele care sunt scrise în Biblie se vor îndeplini. Și foarte curând vor muri mii de suflete. Mii de suflete vor fi osândite și vor suferi în focul iadului. Vor plânge și vor urla și vor regreta că nu au ascultat acest mesaj și toate mesajele transmise de atâția ani. Acum decideți, chiar astăzi decideți, Tatăl Ceresc, acum încă sunt pe pământ. Încă ține perioada de har, încă acum, astăzi, mai aveți șansa să vă mântuiți sufletele. Dar mâine, poimâine, nu se mai știe. Decideți-vă repede, nu mai amânați, pentru că veți regreta pentru totdeauna și va fi târziu. Eu încă sunt aici să vă ajut pe toți, să vă mijlocesc foarte multe haruri, să vă curăț de rău și să vă umplu inima dacă vă deschideți cu multă pace, iubire și bunătate și să vă conduc la Fiul meu care vă iubește pe toți necondiționat. Doar și-a arătat iubirea față de voi și față de Tatăl Ceresc când a acceptat toate suferințele, toate jignirile, toate bajocurile, s-a gândit la voi, dragii mei copii, și cu mare dragoste a acceptat totul și suferă pentru că voi nu l-acceptați. Aceasta este cea mai mare suferință a fiului meu. Când el a făcut totul pentru voi,
și voi nu vreți, nu-l iubiți, nu respectați, nu-l acceptați și nu doriți să vă salvați sufletele. Nu putem face nimic. Încă sunt pe pământ. Hotărâți-vă repede și salvați-vă sufletele. Vă iubesc pe toți. Vă îmbrățișesc cu iubirea mea maternă cerească și vă aștept. Maria, iubita voastră mamă, regina cerului și a păcii,